Prima bursă din acest an a strâns 10 de șomeri dornici să-și găsească un job și câțiva angajatori. Aceștia au venit la Petroșan cu ofertă de aproape 50 de locuri de muncă în domenii ca asigurări, comerț, confecții, îmbrăcăminte sau încălțăminte, ori lucrători forestieri. Avem peste 10 locuri de muncă care au fost ocupate și așteptăm confirmarea de la ceilalți angajatori să vedem câte persoane au mai angajat. Am avut 8 angajatori prezenți în sală și 48 de locuri de muncă vacante. Totuși, șomerii căutau în aceste zile oferte și în construcții, dar nu au găsit nimic. Având în vedere locurile de muncă pe care le-am avut pentru astăzi, este un rezultat destul de bun. În schimb, am sesizat că am avut foarte multe persoane care căutau locuri de muncă în domeniul construcțiilor și, din păcate, nu am putut să le oferim aceste locuri. Sfârșitul lunii februarie a consemnat o nouă creștere a ratei șomajului în județul Hunedoara, aceasta ajungând la 6,14%. Aproximativ 11.960 de persoane își caută locuri de muncă acum în Hunedoara, iar o bună parte sunt din Valea Jiului. Asta după ce aici au avut loc disponibilizări masive.